La gala de închidere a festivalului Serile Filmului Românesc, ajuns la cea de-a 15-a ediție, au fost prezenți o bună parte din invitații care și-au petrecut ultimele 5 zile în capitala Moldovei și care au fost aplaudați de către publicul prezent în Piața Unirii, printre ei numărându-se și regizorul Stăregulea și actorul Ion Sabdaru. După TIFF, e cel mai consistent și prin deja amploarea selecției și a secțiunilor pe care deja le dezvoltă. Uitați-vă, 80 de evenimente în 5 zile și această idee de patrimoniu, reluarea unor povești și unor hituri, să zic așa, cinematografice, care cândva au făcut mare și mare, au avut mare și mare succes, sunt readuse. Am văzut lucrul ăsta cred că de 3 ori de data asta, în 3 filme diferite, și am văzut cu câtă bucurie și cu cât interes vin spectatorii la aceste filme care, iată, s-ar părea că au 15 ani, deci sunt bătrâne, cum s-ar zice. Publicul iubitor de film românesc și cultură s-a bucurat de prezența în capitala Moldovei a marilor actori și regizori și de toate surprizele pregătite de către organizatorii festivalului Serile Filmului Românesc. Chiar apreciez filmele românești, mai ales că trebuie să fie mult mai mediatizate, cel puțin pe posturile naționale. Mă uit cam când le văd difuzate la televizor și când am mai avut nevoie pentru facultate, pentru liceu, dar nu pot să zic că mă gândesc în general să mă uit la un film românesc, deși mi-au plăcut toate pe care le-am vizionat până acum. Tot apar mai multe filme românești, tot mai bune în ultima vreme, e interesant de văzut. Stăregule a fost vizibil emoționat atunci când a realizat cât de mult așteptat de către public este filmul Moromeții 3. Mă bucură interesul pentru film. În același timp, sigur că este și o așteptare, o exigență. Sper să fie și un răspuns pe măsură filmul. Organizatorii festivalului Serile Filmului Românesc consideră că cea de-a 15-a ediție a fost una impresionantă din toate punctele de vedere. SFR 15 a fost așa ca o ediție cât 15 ani pentru toți cei care au venit la ea și au transformat capitala Moldovei într-o capitală a filmului românesc. Și de fiecare dată când zic asta mi se face piele de găină și de fapt despre asta este tot festival, despre emoția asta a întâlnirii dintre generații, a întâlnirii dintre oameni specialiști din film. An de an, festivalul Serile Filmului Românesc ajunge să fie tot mai popular printre cinefilii de toate vârstele.